Atunci când citim o carte, probabil că ne-am dorit să știm câte ceva despre autorul acelei cărți. Și poate reușim sau nu să știm cine este autorul care a scris acea carte. Biblia are mulți autori umani. Însă știm că Biblia are un singur autor care i-a condus pe acești autori umani. Și mai mult decât atât, cineva spune așa, Biblia este singura carte al cărei autor, cu A mare, este prezent cu cititorul cărții pe care Dumnezeu a scris-o. Ce mare binecuvântare, ce mare har, ca indiferent de statutul tău social, de poziția ta în societate, de nivelul tău de cunoaștere, de educație, atunci când deschizi Sfânta Scriptură, autorul ei este prezent. Este acolo, vrea să te ajute să înțelegi cartea. Alin, e bine cunoscut faptul că Alin, după ce s-a remarcat prin rezultate de excepție ca și gimnast la nivel național și internațional, printre altele este în prezent și antrenorul echipei de gimnastică masculină a clubului Steaua. Printre altele, pentru că știm foarte bine că el are și multe alte responsabilități și dacă în seara aceasta am fi avut timp suficient, ar fi putut să ne transmită și un mesaj din partea lui Dumnezeu, dar cântările pe care ele au cântat, cred că au transmis un mesaj puternic pentru sufletele noastre. Și, sigur, vă mulțumesc tuturor celor care ați participat, celor care s-au implicat prin a transmite un mesaj, celor care v-ați implicat în pregătirea, organizarea și înregistrarea acestui simpozion, conducerii Bibliotecii Naționale, cu care am avut o colaborare foarte bună. Și mai presus de toate și de toți, îi mulțumim lui Dumnezeu. Vrem și ne rugăm să rămânem la depostul cuvântului și vom pleca de aici, fiecare pe drumul nostru, dar să nu uităm că Dumnezeu e cu noi. Oriunde am fi, orice am face, în orice stare ne-am aflat, El este cu noi. M-am bucurat că în hol ați văzut deja cartea la depostul cuvântului, cele două ediții pe care le-ați luat și dacă nu ați luat încă sau vreți să luați mai multe, câte vreme mai sunt acolo, puteți să le luați, să le folosiți. Pentru că dorința noastră este a tuturor ca să rămânem la depostul cuvântului lui Dumnezeu și să experimentăm ceea ce s-a spus. Realitatea prezenței Lui în viața noastră și atunci când e bine și atunci când este greu și la bucurie și la necaz, pentru că toate vor trece. Viața va trece. Dar Biblia spune că viața nu se încheie la mormânt. Viața va continua. Să o începem aici cu Dumnezeu, să o trăim cu El o veșnicie. Vă propun acum să ne ridicăm cu toți în picioare și să încheiem această întâlnire, rostind fiecare în dreptul nostru rugăciunea pe care am învățat-o de la Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul, și să ne încredințăm astfel viața și în seara aceasta în mâna Lui. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cercetări, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin.